În numele Dumnezeu cel milostiv îndurător. Bismillahir Rahmanir Rahim. Pace vouă, selam aleikum. Cum am spus, adevărul este la Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne-a trimis adevărul prin Coran. În Coran, în capitolul 49, versetul 11, găsim un sfat extraordinar din partea Creatorului nostru. O voi cei ce credeți, atenție, începe frumos, o voi cei ce credeți. Deci nu este pentru toată lumea sfatul, este pentru cei care cred. Să nu-și bată joc unii oameni de alții care ar putea fi mai buni decât ei și nici unele femei de altele care ar putea fi mai bune decât ele. Nu vă defăimați unii pe alții. Nu vă răniți unii pe alții cu porecle. Ce urât este numele rău după credință. Cei care nu se căiesc, aceia sunt nedreți. Cât de frumos spune Dumnezeu, atât bărbaților, cât și femeilor, să nu se defăimeze unii pe alții. Ce înseamnă a defăima? Înseamnă a bârfi, a calomnia, a huli, a vorbi de rău pe cineva sau despre cineva, a ponegri. Practic, înseamnă tot ceea ce este mai urât, ce iasă din gura omului, femeie sau bărbat, iar Dumnezeu ne avertizează să nu facem lucrul ăsta. Islamul are un sistem foarte bun referitor la acuze. Ori ai prins în flagrant hoțul, curvarul, criminalul, etc. Sau ai patru martori care au văzut așa ceva, atenție, care au văzut, nu care bănuie, nu care presupun, nu care sunt de acord cu un acuzator. De exemplu, aș putea să spun, Georgica a furat mere din grădină. Bun, s-ar putea să găsesc încă trei oameni care au încredere în mine, care mă respectă și să spună, da, așa este, Georgica este un hoț. Dar ei nu au văzut că Georgica a furat. În momentul ăla eu sunt un ticălos, un calomniator, un presupus candidat pentru ea, iar cei trei amici ai mei sunt complicii mei. Sunt complicii mei și toți patru suntem apți de pedeapsa mincinosului. Niște nuiele în piața mare se vadă toată lumea să le vină mintea la cap să nu mai fure. De aceea vă spun mereu și mereu, nu mai aruncați cu acuzații, cu calomnii, nu defăimați pe nimeni, fără să aveți dovezi incontestabile. Altfel, nu doar că o să cădeți în păcat, dar la judecata de apoi, atenție, la judecata de apoi, Dumnezeu o să ia din faptele voastre bune și o să le dea, o să le pună la socoteală celui pe care l-ați nedreptățit. Ei bine, asta va fi pedeapsa în lumea de apoi, la judecata de apoi, dar se poate întâmpla ca și în lumea asta să plătiți. Efectiv, eu cunosc câteva cazuri care cu gura lor și-au făcut acest păcat și apoi și-au permis să și plătească. Pentru lucrul ăsta au scos mulți bani din buzunar. După cum ne spune Dumnezeu, nu vă defăimați unii pe alții, nu vă răniți unii pe alții cu porecle. Trebuie să avem mare grijă la vorbele care le aruncăm, pentru că aceste vorbe ne aduc foarte aproape de focurile iadului. E cald acolo. Vă dați seama dacă acum transpirăm și nemuiem, ce o să însemne focurile iadului. Deci, luați în serios avertismentul Creatorului nostru, pentru că realmente ceea ce ne spune El ne face să trăim frumos și bine. Aș vrea să facem câteva rugi. Înainte de rugăciune, Doamne, binecuvântează România
și scapă de trădători și hoți și ticăloși. Doamne, binecuvântează poporul român și ferește-l de bol și de durere și de război și țin-l pe calea dreaptă a credinței. Amin. Doamne, binecuvântează pe toți oamenii din lume, ferește-i pe ei de bol și de război și încearcă să-i aduci pe calea cea dreaptă a credinței. Amin. Doamne, binecuvântează pe toți supușii tăi, cei care țin aproape de tine și îndrumă-i să fie în permanență pe drumul tău. Amin. Doamne, binecuvântează și pe noi, cei care astăzi ne-am adunat aici, într-o slava ta și într-o adorare a ta. Amin. Amin.